O echipă de astronomi a descoperit o explozie de tip supernovă într-o galaxie aflată la aproximativ 4,6 miliarde de ani lumină distanță de Pământ, mai luminoasă și mai puternică decât oricare alta observată în istorie. Supernova a fost numită SN 2016 APS și ceva atât de puternic nu a existat decât în teorie până acum. Este cea mai luminoasă supernovă observată vreodată, iar explozia a fost cauzată de o stea care este de 50 până la de 100 de ori mai mare decât soarele nostru. Dar înainte de a intra în detalii legate de fascinanta descoperire, vă întrebați probabil ce este mai exact o supernovă. În termeni simpli, o supernovă este rezultatul exploziei unei stele masive la sfârșitul vieții sale. Supernove apar destul de frecvent în galaxia noastră, cam o dată la 15 ani. Există mai multe tipuri și subtipuri de supernove, dar majoritatea sunt legate de stele de cel puțin 8 până la 15 ori mai mari decât soarele nostru. Sunt multe de spus când vine vorba de supernove și vom intra în anumite detalii ceva mai târziu. Cea mai mare explozie care a generat o supernovă. Supernova SN 2016 APS sau SNAPS, cum îi se mai spune, a fost descoperită de o echipă internațională de astronomi care au făcut observații folosind telescopul panoramic de observații și răspuns rapid din Hawaii numit Pan-STARRS. Au folosit de asemenea și date colectate de telescopul Hubble și de observatoarele Keck și Gemini din Hawaii și Chile, precum și observatoarele MDM și MMT din Arizona. A fost descoperită inițial în 2016, dar echipa a petrecut apoi încă 2 ani observându-i evoluția pe măsură ce lumina generată de explozie scădea în intensitate. Membrii echipei cred că această explozie ilustrează un fenomen extrem de rar, supernova instabilă pulsatorie creată de generarea de perechi de electroni și pozitroni, ceea ce consumă energia stelei. Cauza acestui fenomen este coliziunea dintre masa stelei care este expulzată la viteze mari în urma exploziei și nori gigantici de gaz care provin de la supernove create cu mulți ani înainte. Energia rezultată în urma coliziunii este imensă și mai luminoasă decât orice hipersupernovă. Matt Nicol este autorul studiului care a stat la baza descoperirii supernovei. El spune că în cazul unei supernove tipice, nivelul de radiație este mai puțin de 1% din energia totală a exploziei. Însă, în cazul supernovei noastre, SNAPS, avem de 5 ori mai multă radiație decât în energia unei supernove obișnuite. Acest lucru a creat o luminozitate mai puternică decât a oricărui alt fenomen observat până acum. Poate că nu pare foarte mult, dar este astronomic. Folosind datele adunate mai bine de 2 ani, timp în care luminozitatea a scăzut până la 1% din cantitatea inițială, cercetătorii au reușit să calculeze masa stelei care a explodat, cauzând această supernovă extrem de luminoasă. Au calculat că steaua a fost mai mare ca soarele de 50 până la 100 de ori. Dar cum a ajuns această stea să fie atât de masivă? Echipa crede că e din cauza faptului că steaua conținea mult mai mult hidrogen decât în mod obișnuit. Matt Nicol a explicat că o stea atât de masivă și-ar fi pierdut hidrogenul din cauza vânturilor stelare cu mult înainte de a începe să pulseze. El a încercat să găsească o explicație și în privința existenței în sine a unei stele atât de masive. O explicație ar fi aceea că două stele ceva mai puțin masive, cam de 60 de ori mai mari decât soarele nostru, s-au contopit înainte de explozie. Fiind stele cu masă mai mică, își rețin hidrogenul pentru mai mult timp, dar masa lor combinată este îndeajuns de mare pentru a genera instabilitatea perechilor de electroni-pozitroni. Descoperirea acestei supernove oferă oportunități pentru cercetare în domeniile astronomiei și astrofizicii. Existența ei permite altor astronomi să găsească răspunsuri la întrebări legate de stelele inițiale din univers și în special despre modul în care au murit. Nu pare a fi foarte interesant, dar este un lucru mare. Edo Berger, un coautor al studiului, a declarat că această supernovă extraordinară nu s-ar fi putut produce într-un moment mai bun. Acum că știm că explozii cu asemenea cantități de energie se produc în natură, noul telescop NASA, James Webb, poate observa alte fenomene similare mult mai departe în univers.
este ca și cum ne-am uita înapoi în timp și am vedea dispariția primelor stele din univers. Și acesta va fi un moment incredibil în istorie. Există câteva tipuri de supernove, unele destul de comune și altele extrem de rare, precum SNAPS. Cele mai comune sunt cele de tipul 1 și 2, fiecare cu propriile subtipuri. Supernovele de tip 1A sunt cauzate de o pitică albă aflată într-un sistem binar, ceea ce înseamnă că pitica albă și steaua din vecinătatea ei sunt poziționate foarte aproape una de cealaltă. Pitica albă, care este foarte densă, atrage încetul cu încetul gazele și masa stelei vecine crescând în densitate. Pitica albă continuă să acumuleze din ce în ce mai multă materie și energie până când se ajunge la o reacție nucleară ce cauzează explozia stelei. În mod similar cu moartea soarelui nostru, steaua se va stinge în cele din urmă pentru că își va consuma rezervele de hidrogen și heliu. Există totuși o diferență. Soarele se va consuma și se va transforma într-o gigantă roșie ce va distruge Mercur, Venus, Pământul și Marte atunci când îi va veni sfârșitul. O stea de tipul 1A însă este îndeajuns de mare încât să aibă o altă soartă. Înainte de a deveni o supernovă, steaua acumulează elemente grele în centrul său, crescându-și masa. Când aceasta ajunge la punctul critic, se produce o implozie. Implozia cauzează creșteri masive de temperatură și densitate, urmate de o explozie violentă. Supernovele de tip 2 sunt produse de stele mari de 8 până la 15 ori mai mare decât soarele nostru. După ce își consumă tot hidrogenul, stelele gigantice încep să producă prin fuziune din ce în ce mai multe elemente grele în centrul lor în straturi. La un moment dat, energia produsă de fuziunea din interiorul stelei nu mai este destulă încât să învingă gravitația și centrul stelei se prăbușește. În cazul în care încă există un strat de hidrogen în jurul stelei, colapsul centrului va cauza reacții de fuziune în stratul de hidrogen, finalizate cu o explozie masivă ce va crea o supernovă. În cazul stelelor de 20 până la 50 de ori mai mari decât soarele, ele fie explodează, ne lăsând nimic în urmă sau colapsează, dând naștere unora dintre cele mai misterioase obiecte din univers, găurile negre. Ținând cont de capacitatea distructivă a supernovelor, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva Pământul se află în pericol din partea vruneia. Este vruna îndeajuns de aproape încât să ne afecteze? Majoritatea supernovelor descoperite până acum sunt destul de departe de Pământ. De fapt, când le observăm, vedem de fapt cum erau ele acum milioane sau chiar miliarde de ani. Ultima supernova aflată îndeajuns de aproape încât să poată fi văzută cu ochiul liber este supernova 1987A, observată în anul 1987 și poziționată la 168.000 de ani lumină distanță. Există 6 supernove aflate relativ aproape de Pământ, dar niciuna din ele nu reprezintă un pericol. Cea mai apropiată supernovă este IK Pegasi B, aflată la 150.000 de ani lumină depărtare, o distanță destul de sigură. Cercetătorii au calculat distanța de siguranță minimă la care trebuie să fim de o supernovă ca aproximativ 100 de ani lumină. Astronomii monitorizează câteva stele care ar putea prezenta un oarecare pericol, cea mai notabilă fiind Betelgeuse, pentru că a început să scadă în luminozitate. Nici una dintre cele 6 stele nu reprezintă însă un pericol pentru că nici una nu este îndeajuns de aproape. Betelgeuse este o supergigantă roșie și face parte din constelația Orion. Este de aproximativ 1000 de ori mai mare decât soarele nostru. Dacă ai poziționa Betelgeuse în centrul sistemului nostru solar, suprafața stelei ar ajunge până la centura de asteroizi și ar înghiți Mercur, Venus, Terra, Marte și probabil chiar și Jupiter. Se află la 274 de ani lumină de Pământ. În octombrie 2019, steaua roșie a început să scadă în luminozitate și în ianuarie-februarie 2020, luminozitatea a ajuns la un record minim de 40%. Betelgeuse este o stea matură care va ajunge la stadiul de supernovă curând. Recentele scăderi în luminozitate susțin această teorie. Se crede că acesta este calmul dinainte de explozia cosmică a stelei. Cu toate acestea, steaua a ajuns iarăși la luminozitatea de dinainte în ultimele luni. Când va ajunge la stadiul de supernovă, Betelgeuse văzută de pe Pământ va avea luminozitatea unei semiluni, adică de 9 ori mai slabă decât luna plină pentru mai bine de 3 luni.
oricine va putea observa o lumină puternică ce va fi vizibilă chiar și în timpul zilei când e senin. Va genera și umbre, exact ca luna în timpul nopții. Supernova va fi vizibilă cu ochiul liber chiar și în timpul zilei, timp de un an și apoi timp de alți câțiva ani pe timpul nopții. Dar probabil că va trebui să mai așteptăm cam 100.000 de ani, pentru că fenomenul nu se va produce foarte curând. Dar există ceva mai aproape de Pământ? Se estimează că există explozii ce creează supernove la aproximativ 33 de ani lumină, cam la fiecare 214 milioane de ani. Ce s-ar întâmpla cu Pământul dacă asemenea explozii s-ar petrece la doar 30 de ani lumină distanță? O explozie de tip supernovă va genera cantități masive de radiații X și gamma care ar bombarda planeta noastră și ar distruge stratul de ozon. Odată ce acesta dispare, Pământul va fi expus unor niveluri periculos de ridicate de radiații solare și ultraviolete. Rezultatul ar fi extinția în masă, inclusiv distrugerea fitoplanctonului care generează aproximativ jumătate din oxigenul de pe Terra. Soarele nostru este o sursă bogată de speculații despre efectele unei supernove aflate în apropierea Pământului, dar asta nu se va întâmpla. Dacă soarele nostru s-ar transforma în supernovă în vreo realitate paralelă, ar distruge cu siguranță Pământul, considerând faptul că se află la doar 150 de milioane de kilometri depărtare. Teoriile cele mai probabile sunt acelea că, atunci când soarele va rămâne fără combustibil, se va stinge încet până la stadiul de gigantă roșie, pierzându-și straturile exterioare până când va deveni o stea pitică albă compactă ce se va răci încet de-a lungul a trilioane de ani. Deși acest fenomen nu se va întâmpla pentru mult timp, Pământul va fi până la urmă vaporizat. Supernovele sunt fascinante și au oferit extrem de multe informații despre univers și evoluția sa. Descoperirea celei mai luminoase supernove din istorie ne-a ajutat să le înțelegem mai bine. Am putea vedea o supernovă cu proprii ochi. Imaginați-vă cum ar fi dacă majoritatea populației Terei ar sta cu ochii pironiți pe Betelgeuse așteptând să înceapă spectacolul de lumini. S-ar putea întâmpla oricând în următorii 100.000 de ani. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!